ați venit la această ediție a emisiunii Mapamond Creștin. În doar câteva săptămâni, coronavirusul s-a răspândit pe toate continentele, mai puțin în Antarctica. Cel mai mare număr de cazuri se află în națiunile asiatice, mai ales în China, focarul epidemiei. Acum epidemia se răspândește și în Orientul Mijlociu și în Europa. În Iran și Italia s-au înregistrat cele mai multe îmbolnăviri din cele două regiuni. Au apărut cazuri noi și în alte părți ale Europei, în Australia, în America de Nord, dar în general persoanele afectate sunt puține. În Africa și în America de Sud și în alte țări, numărul celor infectați sunt sub 10. În Italia, 12 comune sunt în carantină. Arabia Saudită a suspendat pelerinajul anual la care au participat milioane de musulmani, pelerini care au mers la Mecca și Medina. Un funcționar de la Organizația Mondială a Sănătății a apreciat decizia Arabiei Saudite și a spus că lumea depune eforturi pentru a nu se lăsa depășită de situație. Sunt de părere că s-a recunoscut pe plan global că nu suntem pregătiți pentru o epidemie de amploare. Încercăm să ajungem la zi, să accelerăm procesul de pregătire. Alpha, Omega.